Bună seara! Bună, Ioana! Salutare și invitațiilor! Bun, ești optimist înainte de meciul cu Columbia, că așa Columbia pare o sperietoare mare de tot, cu 20 de meciuri fără înfrângere, cu Spania, cu Brazilia, ce rezultate? Adică nu, e, pare foarte puternică echipa aceasta. Aș minți să spun că sunt optimist acum că o să-i batem pe columbieni, ținând cont că sunt într-o formă fantastică, pe lângă jucătorii importanti, Luis Diaz, jucători care joacă la Liverpool, la Leverkusen, care urmează să fie campion al Germaniei, mă refer aici la Puerta, sunt jucători pe la Red Bull Leipzig, iarăși Mosquera, deci, ne sunt, pe lângă faptul că sunt o echipă în formă, au și niște jucători care ne sunt de superior valoric. Acum, ultimul meci, așa să spunem, nu mi-a dat prea mari garante pentru meciul de mâine seară, să fiu încrezător. Dar mă aștept să testăm mulți jucători, să luăm lucrurile pozitive, chiar dacă nu va fi să câștigăm sau să scoatem un rezultat pozitiv, va fi important să exersăm ceea ce vrem noi să jucăm, să ne exersăm jocul, să creăm ceva automatisme, dacă se poate, în relații de joc. S-a format un nucleu. Ar fi foarte bine dacă am reușit să păstrăm și moralul și să nu pierdem. În rest, întâlnim o echipă foarte puternică, care cu siguranță nu ne va lăsa să jucăm așa cum și să ne impunem noi ritmul de joc. Am văzut meciul lor cu Spania, unde au câștigat și au jucat excelent. Deci nu mă aștept să fim echipa care va putea să-și impună ritmul de joc și stilul de joc. Pe de altă parte, dacă luăm multe, ne speriem? Ne panicăm? Da. Doamne ferește. Clar. Deci... că intri, da, clar că intri într-o negringolată așa puțin și pierzi din entuziasm și din încredere. Sper să nu se întâmple. N-am arătat strălucit cu Irlanda de Nord? Ca să nu zic că am arătat rău. Au fost câțiva jucători care mi-au plăcut și aici aș vrea să le evidențiez pe Man. Au fost și lucruri bune, dar sigur că ne așteptam la mai mult. Așa suntem noi întotdeauna, ne dorim mai mult. Sau mi se pare că putem mai mult. Câteodată avem senzația că putem mai mult. Asta nu înseamnă că ne-am pierdut încrederea sau speranța. Nu, a fost un joc amical ca și cel de mâine seară. Tot așa, va fi un joc amical, dar sigur, cumva rezultatele astea contează puțin așa pentru moralul tău, pentru încrederea pe care o ai în tine. Chiar e el și un meci amical. Te suportă, n-ar trebui să-i dezamăgească, pentru că după calificarea asta și cum au obținut calificarea și au recâștigat speranța și încrederea suporterilor. Bun, dar noi vorbeam ceva mai devreme despre postul de fundaș stângă de la Națională, cât de mult suferim acolo. Cu accidentarea lui Nicușor Brancu ne-am dat seama cât de fragil suntem în zona respectivă. Cu o evoluție foarte bună la Rapid Borza, crezi că ar mai putea reveni în vizorul selecționerului? Mie personal îmi place Borza. Nu trece acum prin cea mai fericită perioada lui, după evenimentul pe care l-a avut și faptul că n-a mai jucat la Rapid în ultima perioadă, e greu de crezut că îl poate chema pe Borza la echipa națională acum. Dar, sigur, într-o situație delicată, poate apela la Borza, într-adevăr. E un jucător care, eu sunt convins că va fi fundașul echipei naționale. Poate vorbim acum prea devreme, dar cred că are capacitatea să devină un fundaș stabil în echipa națională. Hagi, Gică Popescu, toată lumea la Madrid, am văzut foarte, Mircea Lucescu, Gino Iorgulescu, am văzut foarte multe personalități plecate cu naționala, e așa un fel de susținere națională, arată bine. E și frumos la Madrid. Da. Nu l-am văzut pe Popescu, l-am văzut pe Gică și
până Mircea. Am văzut că și Neapoiul Iordănescu e cu, cu echipa. Da, repet, oamenii când sunt invitați și se simt apreciați, vin lângă echipa națională. Unii au și motive în plus, cum e cazul lui Gică, fiind Ianis acolo implicat în mod direct. Domnul Iordănescu, iarăși băiatul lui antrenor, e normal. Deci, cumva, când ești apreciat și invitat și mai ales interesat direct, vii alături de echipa națională. Că să fost foștii jucători ar veni. Foștii de echipa națională e dragostea aia care nu se uită niciodată. Mai am o întrebare legată de campionat, să spun așa, ultima. E vorba de această discuție care a existat. Luis Munteanu la Rapid a fost replica contundentă a lui Gică Popescu. Nu se face așa. Cam cum stau lucrurile? Și ar putea, chiar crezi că ar putea fi făcut o mutare de genul acesta? Luis Munteanu la Rapid? Ioana, n-am înțeles de ce au făcut public acest... eu știu această inițiativă a lor, n-am înțeles motivul pentru care au făcut public lucrul ăsta și cred că a fost neinspirat total din partea lor și deloc fair play, mai ales că suntem într-o luptă directă cu ei și jucătorul este sub contract cu noi în momentul de față. Mai departe, Luis Munteanu a atras atenția mai multor cluburi din România și nu numai. Chiar noi vorbeam cu Gică Hagi la un moment dat, dacă îl putem păstra, mai ales că jucătorii nu se simt bine la afară și am văzut cum a fost cazul și că noi suntem fair play cu ei. A văzut și aici a știți promisiunea către Ali Bec și faptul că l-am lăsat să plece gratis când a fost cazul spre ceva mult, mult mai avantajos pentru el. Deci pe lângă partea sportivă și faptul că oamenii se simt bine la noi, suntem și fair play cu ei în momentul în care le promitem ceva. Bine, poate de supărare, na. Au lansat... Posibil, că a venit după înfrângerea suferită împotriva noastră și cumva poate a avut înțeles bune, dacă n-au putut pe teren. Au făcut-o special ca să îl destabilizeze în vederea meciului următor pe Luis Munteanu? Putem bănui, repet, nu știu ce au gândit sau de ce au făcut lucrul ăsta. Dar un motiv l-au avut, au gândit ceva acolo. Și, repet, nu mi se pare fair play și nici inspirată decizia asta de a face public mesajul ăsta că sunt interesat de o jucătură alături și că deja au luat legătura. Mă rog, revenind, Luis Munteanu nu trebuia să lizească nici din lotul echipei naționale. E un jucător, e cel mai în formă atacant, după părerea mea, în momentul de față și nu trebuia să lizească la echipa națională. Cum este cazul și al lui Mitriță, iar un jucător în formă, jucător că pentru care trebuie să lăsăm orgolile deoparte, mai ales când e vorba despre interesul echipei naționale, nu trebuie să primeze interesul personal sau problemele personale. Și știm foarte bine că au fost cazuri de-a lungul timpului când au fost jucători pe care n-au mai fost chemați, cu toate care se putu juca și ajuta echipa națională. Au mai fost cazuri de genul ăsta. Eu cred că e greșită să pui problema așa și ar trebui să-i aduci peste interesul ăsta, motivele personale, trebuie să le aduci la echipa națională pentru interesul României. Există prea mult orgoliu pe bancă? Cumva când ajungi, și e normal, e în ADN-ul omului. Când ajunge acolo, ești pe aia bun. Toată lumea e orgoli și nu mă refer aici strict la Edi Iordănescu. La toți antrenorii, când ajung în poziția de să decide și iau cuțitul la ei și pot tăia și lua decizii, tind să fie așa orgolioși. Cumva, repet, după părerea mea, nu mi se pare normal, atâta din cât mai ales cât vorbim de echipa națională. Dintre George Pușca și Ali Bec, pe cine vedea în atac? Și Luis Munteanu, dar el nu e la națională. Sincer, depinde ce tactică va aborda. Clar, dacă mai pune să aleg, nu că mi-e greu, dar mi-e așa că întotdeauna
trebuie să fii echidistant și să le dai încredere tuturor celor care sunt la echipa națională și n-aș vrea să zignesc unul sau pe altul. Repet, hai să punem pe seama a ceea ce vrem să joace echipa națională. Când, într-adevăr, sunt doi jucători diferiți. Vorbim de Pușca și un jucător care se luptă cu adversarul, aleargă mult, se sacrifică, dar calitate tehnică și execuții are duce lipsă. De partea cealaltă, un jucător care are execuții, un jucător mai fin, care are sclipirea aia, și, dar în schimb, sigur, nu se pune atât de mult în slujba și nu se dorește atât de mult pentru echipă. Depinde. Repet, n-aș vrea să mă pronunț, cu toate că eu așa vreau preferat. Eu îți mulțumesc tare mult, Ciprian Marica, pentru această intervenție. Să ne auzim cu bine. Ținem pomnii naționalei, ținem pomnii naționalei României, la meciul cu Columbia și nu numai. Mulțumim tare mult! Vă mulțumesc, emisiune plăcută!